Vorbim de Consiliul Local, unde sunt reprezentate Era tot. patru partide acolo, PNL, PSD, Pro-România cu Pro-România un om cu și unul. USR. Și voiam să te întrebi pe tine, domnule, de ce nu se țin în format fizic clasic ședințele de Consiliul Local și Consiliul Județean? Fiindcă noi am ajuns la discuția asta că nu se transmit ședințele online, iar la municipiu se transmit, însă s-a ajuns la un grad de nesimțire și nerușinare fără de cuvinte, în care mai multe jumătate din consilieri se conectează, nu și arată fața, de fapt nu participă efectiv la ședință, dar și au indemnizația, bineînțeles, adică cam acesta este respectul față de aleșii lor. Dom'le, ședințele astea, de ce nu se fac în format fizic? Hai să spun, weekendul acesta are loc la Botoșani un spectacol în care vine un foarte cunoscut artist din Botoșani. În prima seară s-au vândut deja toate cele 180 de bilete, 180. Bine, dar în Bitman la Rapsodia Exact. avem voie să spunem aici, nu ne... Deci un spectacol poate avea loc 180 de oameni, o ședință de Consiliu Local cu 23 de Da, oameni. Hai să zici, au mai fi și jurnaliști, directori în a fost primărie, te duci Carmen la Botoșani, două 35-40. concerte consecutive, am fost la amândouă, vinerea și sâmbătă Ei, trecută. ce înseamnă asta? Înseamnă că politicienii, aleșii Își bat noștri, joc noi. își bat joc de noi, dar ce fac? Se folosesc de pandemie pentru a fugi din fața oamenilor. Asta se fa, la noi se face o administrație pe furiș de un an de zile. Se invocă această pandemie pentru ca oamenii să nu vadă ceea ce fac ei acolo. Haideți să fim serioși, ok, se transmit ședințele online. Câtă lume are timp să stea 2-3 ore să